da. Conform psihologilor americani, dacă vrei să-ți duci planurile la îndeplinire, așa, e preferabil să nu te căsătorești, nu trebuie să le discuți cu nimeni, sau e bine să le recapitulezi zilnic în fața unui acvariu cu pești? Da, asta cu acvariu cu pești ajută enorm. Da. Îți spun. Da. Vreau să ajung la Hollywood. Hollywood. Vreau. Și aia, da, vorbesc cu tine. Peștele din acvariu. E preferabil să nu te căsătorești. Că te încurcă. O luăm metodic. Dacă planurile tale spun petreceri, alcohol, droguri, nebunie, da, e preferabil să te încurcă, da, nevasta. Te încurcă maxim. Ea încurcă. Corect, corect. E ca tot timpul adică are ceva de comentat. Adică ce vrei să zici? Adică stai secundă. Și adică vorba aia că în spatele fiecărui bărbat de succes se află o femeie? Total adevărat. Care ajunge. Total adevărat. Bun. Așa e. Eu cred că e beu. Să nu le discuți cu nimeni, că să dacă le discuți, te calmezi. Nicule, vreau să joc într-un film cu De Niro. Știi ce s-a întâmplat acum cu mine? Ce vrei, mă? Uite, vezi? Mă încurci. Păi dacă ești slab, te încurcă. Da. Dacă ești puternic, te ajută. Nu, pe mine, ajută. Pe mine mă ajută. Te ajută? Da, pe mine mă ajută. Nu se poate, nu se poate. Aici vrei să mergem? Eu aș merge pe ce? Ce să zic? Pești. E vorba, când ai planurile... Gata, mă, gata, am simțit. De ce ai apăsat pe ce? Am luat ce? Nu cred! Și răspunsul este sufletul tău. Stai, mă, că oricum am 1000 de lei, nu râde de ei. Păi, cum o să piardă? Da, da, când american, mă, ei comentează între ei și povestea. Hai cu răspunsul. Hai cu răspunsul. Este adevărat că vorba dulce mult aduce, dar e și sărăcia omului, mai ales dacă e multă. Atunci când vine vorba de planuri, e bine să le ținem pentru noi dacă vrem să le ducem la îndeplinire. Că studiile psihologilor americani demonstrează că, dacă povestim cuiva despre planurile noastre, creierul se va comporta ca și cum problema s-a rezolvat și va căuta noi provocări. Deci dacă vrem rezultate, tăcerea e de aur. Răspuns greșit!